Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Politician de ani și ani de zile, care este acuzat de trafic de droguri, consilier județean, trafic de droguri. Da. Aparent omul avea o rețea, era cap de rețea, era acest Escobar de Gorj. E vorba despre un domn pe nume Nelu Pavel, consilier județean PSD, dar ales pe listele PNL și președinte al Asociației Partida Romilor Pro Europa Gorj, unde era piața de desfacere, presupun. Europa, da. Da. Potrivit anchetatorilor, rețeaua de trafic de droguri avea cartierul general într-o vulcanizare din Bălești. Bălești este o comună, înțeleg, pe undeva lângă Târgu Jiu. În general, drogurile, vindea droguri, medicamente cu substanțe psihotrope, provenite din Norvegia. Hai da. Norvegia. Deci paracetamol norvegian, cum ar zice polițiștii de la rutieră. Erau traficate în interiorul anvelopelor din cauciuc. Și la percheziție au fost găsite comprimate în valoare de 12 milioane și jumătate de euro. E că sunt scumpe medicamentele în Norvegia. Da, 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 exact. Și au fost ridicate și 3 kg de aur, sume impresionante în lei și în valută. Ce să vezi, uite unde era Medelinul românesc, cine ar fi crezut? Foarte interesant parcursul politic al domnului Pavel. Citesc dintr-un comunicat al PNL Gorj. Nelu Pavel, anunță PNL Gorj, este consilier județean în exercițiu din partea PSD Gorj. Nelu Pavel activează în cadrul PSD Gorj de peste 20 de ani, având mai multe mandate de consilier județean din partea acestui partid. Deși a candidat pe lista PNL la alegerile locale din acest an, ca urmare a unui protocol de colaborare între PNL Gorj și Partida Romilor, Nelu Pavel nu este consilier județean în noul mandat. Că au fost alegerile în iunie și mandatele încep în octombrie. Dar vă rog să remarcați îmbârligeala, îmbârligătura politicii la nivel local. Deci dânsul este PSD-ist de zeci de ani. Da, da. Dar acum a candidat din partea PNL pe listele PNL la propunerea Partidei Romilor. Și slavă cerului pentru PNL nu s-a ales domnule, că altfel ce ne făceam cu el. Deci ăștia l-au luat pe listele lor, foarte mândri presupun, și acum nu știu cum se mai dezbare de el. Ăsta e PSD-ist de zeci de ani, nici nu vorbim cu el, înțelegi? A fost așa, că ne-au rugat oamenii de la Partida Romilor, l-am pus pe listele noastre și uite așa, dar nu s-a ales, ce să vezi. Mă, da, omul e traficant de droguri acolo de nu știu când, nu? Dar nu știau, mă, nu știa nimeni de Norvegia. Considerăm nedreaptă asocierea PNL Gorj cu problemele penale în care este implicat Nelu Pavel, având în vedere toate argumentele de mai sus. Păi argumentele de mai sus sunt că el a fost PSD și l-ați luat voi pe listele voastre. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.